La biserica Sfântului Ierarh Nicolae din orașul Basarabeasca au fost aduse moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, o părticică din brațul drept al Sfântului, cea care l-a botezat pe Hristos. Biserica ortodoxă din orașul Basarabeasca este cu ușile deschise și clerul și poporul se bucură de prezența în locașul nostru sfânt a raclei cu o parte din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. O părticică din mâna dreaptă a înaintea mergătorului Domnului, adusă de la mănăstirea Votopet de pe muntele Afon, se află pentru puțin timp în locașul sfânt din orașul nostru. Și enoriașii au cu această ocazie bucuria de a se închina acestui mare sfânt și a cere de la Dumnezeu ajutor, har, nu numai în cele lumești, dar în primul rând în cele duhovnicești. Mulți credincioși au venit să aducă cinstire moaștelor și să se atingă de ele pentru a obține binecuvântare și hrană duhovnicească. Ei cred că aceste moaște, prin sfințenia lor, vindecă orice boală celor care se roagă din tot sufletul. Am venit la biserica din orașelul Basarabeasca ca să mă închin la moaștele Sfântului Ioan Botezătorului, să mă rog pentru sănătatea familiei mele. Și sunt foarte bucuroasă că pe teritoriul raionul nostru a apărut așa sfințenie. Foarte suntem bucuroși că ne-au dus nouă așa moaște de la Afon și ne închinăm și să luăm și dar de la dânsele. Nu numai că ne-a închinat și ne-am dus pe urmă, cum spune, ce am uitat de tăte. Dar fiindcă noi ne închinăm, trebuie să băgăm în inima asta tot. Am venit pentru a ne închina la moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, a ne mai curăță de păcate, a ne mai împlie sufletul de energie bună, de curățenie și cu sârg nou la muncă și tot așa mai departe. Să ne aibă Domnul în pază, în grijă. Misiunea pe care a avut-o Ioan Botezătorul a fost cea de a vesti apropierea lui Mesia și de a-i boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau.